Salutare! Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Azi vorbim despre trei tineri care au câștigat calificarea mai departe la o competiție națională, și anume la Maratonul pentru Educație Antreprenorială, organizat de CONAF. Ei bine, alături de mine se află în ordinea de petricouri Adrian Târziu, Tudor Jișa și Mihai Borș. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mulțumim! Ei sunt trei echipe, de fapt, câștigătoare, deci ei nu sunt de capul lor, ci au colegi de echipă care au venit cu idei de afaceri, așa că voi începe cu Adrian, echipa Volunteer Now. Și să ne explici puțin în ce a constat propunerea voastră de, ideea voastră de business, de fapt. Da, sigur. Așa. Te rog. Deci, noi ne-am dat seama că recrutarea voluntarilor este o misiune destul de grea pentru companii și ONG-uri și am decis să facem acest proces mult mai ușor. Și astfel am decis să nu inventăm, să creăm o aplicație care centralizează atât voluntarii cât și voluntariatele și face toată interacțiunea între ele mult mai ușor. Cum ți s-a părut competiția în sine? Ai avut mulți contracandidați? Da, au fost 8 echipe, a fost o competiție acerbă și chiar m-am bucurat de experiență. Mergem mai departe la Tudor, pe care tot așa vreau să-l întreb. El este de la echipa Transitec, da. Am zis bine? Da. Bun. Tudor, care a fost ideea voastră? Ideea noastră a fost o aplicație care digitalizează abonamentele și biletele pentru transportul în comun și integrarea acesteia într-un ecosistem propriu. Adică o să ne producem noi propriile aparate pentru scanat, prin care care o să scaneze, de fapt, codul QR de pe telefon, care este, de fapt, un bilet sau un abonament cu mai multe călătorii. Și așa nu o să se mai stea, cum am văzut, că se stă în busuri. Se stă foarte mult până se scanează, că multe aparate dau eroare. Și așa o să le ia foarte repede și o să fluidizăm cumva. Scăpăm de amenzi, mai. Exact. Scăpăm de amenzi. Exact. Bun, pentru tine cum a fost competiția în sine? A fost super tare. Cumva mi-a dat emoții și nu mi-a dat. Adică emoții benefice, dar nu m-am gândit că s-ar putea să meargă ceva rău. Cum am prezentat, am zis că o să fiu eu pe scenă, indiferent de ce se întâmplă, și aparent a mers bine. Adică nu am așteptat să fie Virgil Ianțu, dar ne-a dat premiu și chiar un om foarte cum se cade. Uite, prin acest concurs, voi ați făcut mai multe exerciții deodată, adică odată ideea de business, a trebuit să vorbiți în public. Da. Mă gândesc că v-ați făcut și niște calcule, un fel de business plan? Da, avem calcule, adică, bine, profit cheltuieli ca orice plan de afaceri. Acum, depinde cum le ia în considerare juriu, adică dacă se poate pune în aplicare acea idee în funcție de planul acesta sau dacă nu. Aparenta noastră a mers bine. Mergem mai departe la Mihai Borș, echipa Mac Performance Tuning. Am zis bine? Da. Așa, ia spune de la ce vine fiecare. Păi Mac Performance Tuning este un service auto, all-in-one, și numele Mac, deci la început am avut o temă la școală și să facem o firmă. Și eram eu cu încă doi colegi și ne-am gândit să facem un service auto, deoarece ei sunt pasionați în mașini și chestii de astea. Și numele Mac Mihai A Andrei Capa Comer. No, și așa a ieșit Mac Performance Tuning. Și pentru concursul ăsta ne-am modificat radical ideea, doar am preluat numele și baza să fie un service auto. Și, de fapt, care este ideea voastră de business câștigătoare? Da, păi e un service auto all-in-one, unde noi îți facem totul, de la vopsire până la mentenanță și tot ce se poate face la o mașină în mare parte, tuning și așa, mai departe. Și avem un preț peste prețul pieței, cu vreo 20%, doar că oferim amabilitate și calitate mare și o garanție de 35.000 de kilometri pe un an, care ne diferențiază de celelalte business-uri și plus, la suma de un leu mai primești o mașină în timp ce mașina ta ți-l reparații la noi. Foarte faine ideile voastre. Pentru tine ce a fost cel mai provocator în competiție?
urcat pe scenă, pasul până să urci pe scenă și când îți auzi echipa că se strigă și trebuie să urci, a fost greu, dar odată ce urci nu mai poți da înapoi și... Și trebuie să-ți prezinți business-ul, cum te pregătești înainte? Ce faci? Faci acasă un exercițiu în fața oglinzii? Revezi cifrele? Tu cum ai făcut? L-am citit pe tot și apoi mi-am pus întrebări posibile. Mi-am pus tot felul ce se poate întâmpla, mi-am imaginat. Și am încercat să-mi răspund singur la întrebările mele. Și iată că a fost câștigător până la urmă acest exercițiu. Uite, revin la Adrian să te întreb dacă crezi tu că în acest moment școala pregătește tinerii pentru mediul antreprenorial sau de fapt este o pregătire pe care trebuie să o faci tu singur, să fii autodidact? Cred că această pregătire este mai mult autodidactă, dar mă bucur că școala a început să ne pregătească prin orele de antreprenoriat introduse acum în clasa a 10-a. Ești foarte curioasă ce învățați în aceste ore de antreprenoriat. Păi am învățat, să spunem, cum să ajungem la o idee viabilă de business, cum să stabilim prețul și costul unui produs și cum să facem marketingul pentru a merge mai departe. Bun. Mergem la Tudor și vreau să te întreb, tu ce vrei să faci mai departe cu această idee de business, dar și tu mai departe în viață? Mai departe în viață e foarte amuzant. Eu vreau să... dau la autovehicule rutiere ca și ei, dar dacă o să ne iasă, o să încercăm să punem în aplicare proiectul ăsta, dacă o să găsim primării partenere care o să ne lase să ne cumva agățăm de ei. Dar da, aș vrea eu în general să am un service de recondiționare pentru mașini. Deci, asta e deja o altă idee de business. Da, da. Asta mai încolo. Așa, și Mihai, ce vrei să faci mai departe? Eu tot aș vrea să rămân în domeniul business-ului și să merg la o facultate de economie, dacă se poate, de business. Dar ce părere aveți voi de practică și de lucrat în timpul facultății, ca să puteți acumula un pic de experiență? Tot așa vă iau de la capăt, Adrian. Păi eu aș vrea să merg mai departe pe IT. IT? Și am văzut că în facultate sunt multe startup-uri pe care le poți face și multe concursuri la care poți participa, cum ar fi Gala 10 pentru Cluj sau Tech Innovation Labs. Așa este, într-adevăr, ceea ce vă doresc și vouă să puteți să participați la și la alte concursuri. Ce se întâmplă în acest moment mai departe? Pentru că noi ne aflăm într-un moment în care sunteți finaliștii competiției pe Cluj și mergeți mai departe la finala de la București, așa este? Da. Când are loc? În 23 mai. Adică imediat? Da, joia aceasta. Și uite, Tudor, la ce te aștepți să se întâmple la București? Orice se poate întâmpla. Adică mă aștept să vină ei peste noi, peste amândoi fiind locul 3, pentru că 100% o muncim mai mult. Bine, nu-i subestimez nici pe ei, așa. Dar și noi ne-am dat silința în luna asta. Chiar am încercat să găsim parteneri. Am găsit... o altă idee de business pe care nu o să o spun încă și sperăm să fie un juriu cu mintea deschisă, adică să știe la ce apelăm fiecare, nu numai echipa noastră, ci și a lor și a lor, și să luăm locuri 1, 2, 3. Voi practic mergeți cu aceste idei cu care ați câștigat, da, acum, da, deci da. Nu trebuie să inventați imediat ceva, altă idee. E aceeași chestie, doar că, bineînțeles, fiecare și-a îmbunătățit prezentarea. Și noi, de exemplu, ne-am făcut ceva mai mult, dar nu pot spune acum că trebuie să se vadă la București. Să nu dăm din casă. Că veni vorba de prezentări, uite, Mihai, care parte ți se pare ție cel mai greu de aplicat? Ideea, marketingul, planul de afaceri, care ți se pare ție mai greu de făcut? Păi, eu aș zice planul de afaceri, deoarece... este foarte complex și acum când l-am făcut prima oară când am văzut cum se face și am avut un exemplu, foarte greu, foarte lung și trebuie să te gândești la o grămadă de chestii la care nu te-ai fi gândit niciodată. Dar crezi că un business poate funcționa și fără acest plan de afaceri sau este chiar extrem de important? Eu zic că e important să ai un plan de afaceri deoarece ți arată la... posibil investitori, ce faci și cum faci și că poți fi de încredere și chiar îți dai silința.
Și uite, mă întorc iarăși către Adrian să te întreb dacă te aștepți să fie duri jurații de la București sau să fie înțelegători cu voi. Nu mă aștept să fie înțelegători. Suntem peste 60 de echipe, deci chiar mă aștept să fie mai dură cu noi de data aceasta. Să ia fiecare idee să o treacă cumva pe în foc. Bun, și atunci, Tudor, cum vă pregătiți pentru asemenea situație? Păi ne-am pregătit, că am trimis deja prezentările și planurile afaceri. În ultimele două săptămâni am lucrat non-stop, am modificat anumite aspecte, am pus și un filmuleț care sper să meargă, dacă nu avem o variantă de backup, avem un stick. Și am modificat multe chestii. Acum nu pot să vi le zic chiar pe toate, că sunt multe. Dar prezentarea, de exemplu, am restructurat-o. Planul de afaceri iarăși l-a restructurat, deoarece am făcut pași mari cu aplicația și au trebuit înnoite toate imaginile. Am crezut că parametrii și cifrele. Nu. Bun. Am vorbit și despre planurile voastre de viitor, așa că tot ce îmi rămâne de făcut este să vă urez mult succes, să vă întoarceți de la București cu premii și cu recunoaștere pentru ideile voastre faine de afaceri și, bineînțeles, peste ani să reveniți la Via Cluj TV, la o altă emisiune care se numește Business Cafe, unde vă prezentați startup-urile voastre pe care le-ați pus pe picioare după ce ați trecut mai departe. Vă mulțumesc că a fost alături de noi Adrian Târziu, Tudor Rișa și Mihai Borș. Vă așteptăm la noi. Mulțumim. Mulțumim. Și vouă vă mulțumesc că v-ați citat la noi. Ne vedem pe net.